Te asigur că așa ceva nu ai încercat niciodată. Hai să îți arăt cum poți să faci un pui întreg, gătit în coș de banane. O să începem prin a curăța puiul foarte bine. Trebuie să-l pârlim de asemenea. Chiar vă recomand să încercați măcar o dată în viață această metodă. Este un gust diferit și vreau să zic că nici nu aveți nevoie de ulei, unt sau alt tip de grăsime. Am făcut o marinadă din o linguriță de coriandru, o linguriță de boia, jumătate de linguriță de rozmarin, 200 de ml lapte de cocos, o linguriță de ras al hanut, am pus sare după gust, puneți și puțin piper, 2-3 căței de usturoi. Amestecăm totul foarte bine, apoi vom pune această marinadă peste pui. Trebuie să întindem foarte bine. Puiul se lasă la frigider peste noapte. Am folosit 5 banane, vom avea nevoie doar de coj. Restul poate fi folosit la prăjituri sau puteți face niște înghețate. Am pus cojile de banane într-un geaun, după care am pus puiul. Din nou am acoperit cu banane. Cam așa arată, după cum vedeți nu am pus nimic. Am acoperit cu folie, am lăsat totul la cuptor la 180 de grade, timp de o oră și jumătate. După o oră și jumătate am dat la o parte folia, cojile de banane deasupra. După cum vedeți a lăsat multă apă. Am mai pus din nou la 200 de grade, timp de 30 de minute. Trebuie să verificați. Dacă cuptorul este prea puternic, dați temperatura la 190. Am fiert niște orez pe care l-am spălat foarte bine. Este orez basmati. După ce l-am spălat, am adăugat apă, am pus sare, l-am lăsat la fiert. Între timp și puiul nostru este gata. Aș vrea să știu ce părere ai despre această rețetă și dacă o vei încerca sau ți se pare ciudată. Și orezul a fost gata, spre final am pus niște unt în el. Acum o să vă arăt și puiul cum arată. Deasupra i-au mai pus niște sare. Se poate face un sos de usturoi sau pur și simplu puteți să-l serviți cu sos dulce picant. Cam aceasta este secțiunea. Eu sper că v-a plăcut rețeta, de asemenea nu uitați să distribuiți postarea cu prietenii dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare!